Salutare, oameni buni, și bine ați venit la un nou episod din Cinebanda lui Alin în format video. Eu sunt Alin Pleșcan și alături de mine este Georgiana Vlad. Exact. Și practic noi suntem cei care formează Cinebanda lui Alin, după cum puteți observa. Avem și tricouri în care suntem reprezentați. Georgi, arată și tu tricoul să vadă lumea. Dar cred că e destul de se vede. Se vede foarte bine. Bine, ne mai lipsește al treilea membru, pisica mea, dar pot să vă asigur că este aici în perimetru și ne survolează cu mare atenție. Bine, în momentul de față doarme, dar când se va trezi, sunt convins că ne va survola cu mare atenție. Georgi, ultima oară am vorbit despre Stranger Things, prima parte. Spune-le, te rog, abonaților noștri, despre ce discutăm astăzi. Astăzi vom discuta despre cea de-a doua parte din serialul Stranger Things. Exact. Știu că, mă rog, venim un pic cam târziu cu acest episod, dar din păcate atât eu cât și Georgiana ne-am luat cu treburi, ea mai mult pe partea de muncă, eu cu colaborări, podcasturi și alte nebunii, și n-am avut efectiv timp să discutăm despre ultima parte și am zis că este păcat, pentru că atât eu cât și ea suntem fan Stranger Things și ne face plăcere să discutăm despre acest serial care interesul populației timp de atâția ani, nu? Da, și între timp a câștigat și câteva premii Grammy, așa că... Da, serios? Da. Sau a fost nominalizat, cel puțin... Cred că a fost nominalizat. Nu știu dacă le-a și câștigat, că a și citit pe undeva ceva. Atunci ai nominalizat. Plus că s-a terminat destul de recent sezonul, nu știu dacă gata și intrat în... Da, nu cred că are... Sau poate așa mi se pare mie că s-a terminat recent. Înainte de toate, aș vrea să mulțumesc tuturor persoanelor care au ales să se aboneze la canal. Am văzut că în ultima vreme numărul subscriberilor a crescut exponențial față de ultimul video și asta probabil, de fapt, mai mult ca sigur este datorat lui... Da, ok. Și asta mai mult ca sigur este datorată lui Radu și Movilizer, care m-au ajutat foarte mult și vreau să le mulțumesc pe această ocazie că au fost alături de mine și m-au promovat cât au putut ei de mult. Chiar apreciez efortul depus și cred că, mă rog, fără ei probabil că nu aș fi ajuns atât de repede la acest număr. Deci aș vrea să le mulțumesc lor și vouă că v-ați abonat și sper să rămâneți pe canal. O să facem tot felul de episoade interesante, podcasturi, multe altele. Am foarte multe surprize pentru voi, dar toate la timpul lor. Eu și eu vreau să mulțumesc pe această cale tuturor persoanelor care ne urmăresc și care își doresc să își îmbunătățească atât cunoștințele, să se bine dispună. Și sperăm ca și pe viitor să ne menținem la același nivel sau să fim chiar mai buni. Da, super. Și George, vreau să-ți mulțumesc și ție pentru că faci parte din proiectul ăsta și pentru că mi te-ai alăturat, pentru că și fără tine probabil că nu aș fi ajuns aici, pentru că tu ești persoana care, mă rog, m-a încurajat, să zic așa, să continui cu acest proiect și a fost foarte drăguț și din acest motiv apar și pe logo, pentru că faci parte integral din proiect. Sigur, face parte și Nick, dar deja sunt prea multe persoane și nu putem insera atâtea animații pe acest logo. Ok, fără alte adăugiri inutile, haideți să intrăm în discuția noastră despre Stranger Things, partea a doua. Nu mai este nevoie să relatez povestea pentru că deja am făcut-o în primul episod. Vom intra direct în pâine și voi adresa Georgianii prima întrebare, pentru că așa am făcut și episodul trecut, în care eu adresez o întrebare și facem o discuție pe ea. E ok? Da. Super. Așa. Georgi, la începutul episodului, Nancy se găsește în lumea lui Vecna, unde Vecna îi arată viitorul apocaliptic și cum focurile iadului vor distruge Hawkins și apoi întreaga lume, iar toți apropiații ei vor muri, evident. Crezi că această premoniție se va întâmpla? Din punctul meu de vedere, nu cred că această premoniție se va întâmpla, pentru că Vecna s-a strecurat în mințile mai multor personaje din acest serial. Și nu tot ceea ce acestea au visat s-a și realizat. Foarte multe ori personajele aveau un fel de halucinații. Și e combinat un pic cu fricile fiecăruia, că fiecare are anumite frici care sunt
impulsionate de aceste premoniții. Corect, așa este, dar aici o să te contrazic puțin, pentru că Vecna, despre acele premoniții pe care vorbești tu, asta se întâmplă atunci când își alegea el victima și o rotisa, să spun așa, un pic până când o ucidea, alegea să o ucidă. Dar ideea este că în episodul respectiv, când Vecna o răpește pe Nancy, nu o face ca să fie victima lui și motivul pentru care arată imaginile acelea nu este ca să bage frica în ea, ci ca să trimită un mesaj, ca Nancy să-i trimită un mesaj lui Eleven despre ce urmează să se întâmple. Da, de asta am ales această întrebare în ideea asta. Am înțeles, da. Deci tu în continuare crezi că nu se va întâmpla asta? Da. Eu sunt undeva la mijloc. Eu cred că anumite persoane vor muri. 2-3 persoane sigur vor muri, pentru că nu știu dacă ai observat, dar în fiecare sezon moare cineva. Bine, în același timp și apar alte personaje în fiecare sezon, dar de obicei măcar o persoană moare, deci mă gândesc că fiind ultimul sezon, probabil mai mult ca sigur vor ataca mai mult zona asta și, mă rog, o să ne facă să suferim emoțional atunci când persoane importante din serial n-or să mai fie. Eu așa consider. Eu... Da. Uh-huh. Hai să trecem la următoarea întrebare. E interesant. La început, până ne încălzim, după aia ne revenim, vă promitem, o să fie fain. Alrighty then. Georgian, ce părere ai de discursul lui Will în mașină când îi explică lui Mike despre iubire și ce înseamnă Mike pentru Eleven, când în realitate el de fapt se referea la sentimentele lui față de Mike și de această poveste cum că el ar fi gay? Cum ți se pare elementul ăsta în poveste, dacă, mă rog, a adus un plus valoare sau este a trecut pe sub radar? Având în vedere ceea ce m-ai întrebat, eu cred că este un element adăugat fix pentru ceea ce se solicită în zilele noastre. Știu că și pentru Oscaruri mai nou au solicitat să existe personaje de toate naționalitățile, precum și situații în care există și persoane din comunitățile LGBTQ+. Nu am absolut nicio problemă, însă nu cu acest element, însă nu mi se pare că este marcant pentru acest serial. Care este părerea ta referitoare la această întrebare? Tu ce opinie ai? Îți voi răspunde și voi încerca scurt. Inițial, când am văzut această scenă, mi s-a părut că nu își are rostul, pentru că nicăieri pe parcursul acestor sezoane, din punctul meu de vedere, nu am văzut ca și cum că Will, exact. Nu am văzut că Will ar fi gay, pur și simplu mi s-a părut că este timid, că ține foarte mult la prietenia pe care o are cu Mike și cu restul și că nu dorește ca prietenii lui să se maturizeze și să iasă din activitățile lor recurente de jocuri D&D și alte nebunii și atât. Dar acum că ne gândim overall cu personajul ăsta și care a fost evoluția lui în ultimele sezoane, este ok. Consider că această revelație, să zic așa, deși încă nu este cum că ar fi gay, îl lasă pe actor să devină un pic mai versatil, să joace și altceva și cât de cât să-i dea un scop în această poveste, pentru că de 2 sezoane, și cred că pot să confirm treaba asta, Will nu prea a făcut nimic. Adică după ce s-a terminat tot plotul cu The Mind Sweeper, el nu a prea mai avut nicio... Era Mind Flayer? Scuze, mă gândeam la cu totul altceva. Mind Flayer, corect, așa este. După întâmplările acelea, el nu prea a mai avut niciun fel de, să zic așa, legătură cu plotul. Cred că vor să-i prezinte mai mult că faptul că e o persoană vulnerabilă și și el să, mă rog, să vadă, să prezinte stările pe care le are. Corect, dar consider că s-a întâmplat asta pentru că scriitorii nu aveau ce altceva să facă cu el. Deja având un cast atât de mare, ce altceva ai fi putut face tu cu Will Byers?
Will, din câte mi-aduc eu aminte, oricum a rămas cu o reminiscență dintr-unul dintre personajele negative din sezoanele anterioare. El poate să fie controlat tot de Mind Flayer. Da, de... cu acela. Păi vedem la finalul sezonului că într-adevăr are aia așa. Da, ok, dar mi se pare că poate totuși nu a fost suficient. Prea puțin, da, și atunci... Uh-huh. Da. Exact, corect. Foarte bine, Georgi. Ți-am spus, ușoară încălzire și după aia suntem strong. A treia întrebare pentru tine, Georgi. Ești pregătită? Da. Super. Ești 100% pregătită? Sunt 100% perfect. Pregătită. Eleven, după ce își recapătă puterile și află ce urmează să se întâmple cu prietenii ei, adică moartea acută, alege să plece și să îi salveze, dar doctorul Bremen o oprește în stilul lui caracteristic, adică o oprește la propriu, și explică că nu este pregătită să înfrunte pe Vecna sau numărul 001. Crezi că dacă Eleven rămânea să se antreneze, să devină mai puternică și să-și lase prietenii să se descurce și așa cum pot ei, posibil să moară, ar fi oprit cu succes această apocalipsă de la finalul sezonului, adică dacă ar fi stat cu Bremen să-și ascută puterile, să devină masterclass pe... Nu știu ce să spun. Din punctul meu de vedere... Nu, nu cred că și-ar fi putut ascuți mai bine puterile. Mi-amintesc că oricum ei au încercat să o facă pe ea să-și amintească, să-și readucă aminte toată copilăria ei, prin tot ceea ce a trecut. Pentru că asta au încercat să-i readucă puterile prin a-i prezenta trecutul ei și a-i face legătura cu momentele când ea a avut puteri. Corect. Din acest motiv am ales această întrebare, pentru că, din punctul meu de vedere, dacă doctorul ăsta, Bremen, a reușit să-i pună din nou puterile la loc prin cazanul ăla în care a stat, l-a macerat, să spun așa, m-am gândit că poate are niște tactici noi ca să-i și amplifice puterile. Și probabil că din dialogul pe care l-am văzut, tot ce spune el pe acolo, pentru că omul ăla vorbește sincer destul de mult și monologhează și mai mult, am zis poate că el are chiar o tactică prin care să-i amplifice puterile și de asta am zis că poate dacă ar fi rămas acolo să se antreneze în continuare, iarăși să se pună în tancul ăla sau... Nu cred că ar mai fi suportat. Știa că are prietenia în afară și că sunt în pericol. Uhum. Și nu cred că ar mai fi, nu, adică ea a vrut să evadeze și asta era dorința ei, nu ar mai fi vrut să mai stea deloc. Da, ai dreptate. Eu cred că dacă ar fi rămas acolo, l-ar fi putut omorî pe Vecna, dar cu costul de a-și pierde prietenii, pentru că după cum observăm și în episoadele care urmează să se întâmple, ei nu ar fi avut nicio șansă în fața lui Vecna. Adică au rezistat până într-un punct, dar de unii singuri n-ar fi putut să-i facă față. Da. Și este bine că i-a salvat, dar cred că asta pe termen lung o să fie mai costisitor pentru întreaga planetă. Dar asta nu înseamnă că o judec în sensul că a făcut lucru greșit. Story-wise, a fost foarte bine că a plecat să-și salveze prietenii, pentru că arată, în felul acesta, Eleven arată, mă rog, complexitatea personajului, și anume că este, cum să spun, inimoasă și că a trecut peste niște obstacole și că ține foarte mult la prietenii ei și că face orice ca să-i ajute. Pe de altă parte, vorbim de un serial și nu poți să ocupi jumătate din sezon cu cum se pregătește un personaj pentru o luptă viitoare. Corect, așa deja este. Devine plictisitor. Așa este, dar eu ți-am pus întrebarea asta ipotetic. Dacă nu era, de exemplu, un serial, să zicem că s-ar fi întâmplat, care ar fi fost acțiunea mai logică pentru ea? Da, nu. Acțiunea logică este cea pe care a și făcut-o. Cea de a pleca. Întrebarea numărul 4. Deci, episodul care este dedicat lui Bremen, Papa, cred că așa se numește. Ce părere ai despre tot story arcul lui și inevitabila lui moarte? Ți s-a părut că apariția acestui personaj după două sezoane de absență a fost justificată? Da, este justificată prezența lui Papa în acest sezon, întrucât el o ajută pe Eleven să-și recapete puterile. El a fost elementul fundamental care a ajutat-o să aibă inițial puteri, care a crescut-o, care a descoperit în ea faptul că
are acest dat. De... Dar el nu a descoperit numai la ea, a descoperit la mai mult. Erau mai mulți copii acolo. Un fel de trainer. Da, un fel de trainer, exact. Dar i-a descoperit capacitatea ei. Și atunci, da, este o justificare. Da. Să zicem. Așa cum ai spus tu, da, pentru a rezolva problema asta de a-și recăpăta puterile, să zicem că prezența lui ar fi fost justificată, dar ca și poveste, nu. Pentru că eu cred că dacă acest personaj, sau mai bine zis pe actorul respectiv, dacă l-ar fi adus numai în părțile de flashback, în care le are acele momente din copilărie pe care le are Eleven și evident că întâmplările alea nu s-au întâmplat și a trebuit să vină să filmeze scenele respective, eu cred că ar fi fost suficient, pentru că în sezonul 1 este mai mult decât evident că acea persoană moare. Adică atunci când sare Demogorgonul ăla peste el, sunt slabe șanse sau este foarte greu să spunem că într-adevăr el chiar a supraviețuit unui atac în condițiile în care nimeni altcineva n-a supraviețuit decât el. E un pic tras de păr. Deci cred că dacă și-ar fi păstrat prezența doar în flashback-uri ar fi fost ok și să zicem că celălalt doctor mai plinuț, care apare și în filmul Aliens, pentru cei care nu știu asta, este tipul care îi trădează pe toți. Revenind la poveste, deci dacă aș fi rămas numai persoana respectivă să o ajute să-și recapete puterile, eu cred că era suficient. Adică mi se pare că este prea mult și toate scenele cu el la final când e împușcat și stă prin țărână și se rostogolește și la un moment dat ai senzația că a murit, dar de fapt n-a murit, stați puțin că mai am încă un monolog de final, mi s-a părut foarte mult. Da, adică... sunt scene pe care le întâlnești în filme și în seriale. Nu neapărat. Adică le întâlnești. Viziunea regizorală, asta au dorit ei să facă. Așa este și mă voi întoarce la ce am discutat cu tine în episodul precedent, în care ți-am spus că foarte multe scene sunt trase de păr și în aceste ultime două sezoane mi se pare că la fel s-a tras de păr și de timp cu toate aceste scene. Asta este părerea mea. Strict pe partea asta de a-și recăpăta puterile, a fost ok. Pretty good. Acum vom trece la episodul 9, că până acum am vorbit despre 8, mi-am notat aici, dar se pare că nu cât să-mi sară în ochi. Deci acum discutăm despre întâmplările din ultimul episod. Cum ți s-a părut overall povestea celor 4 pierduți în Siberia și misiunea de salvare a lui Hopper? Când spun cei 4 pierduți, mă refer la Joyce, Murray și cu... Hopper și cu The Russian Guy. Da. Ok. Cum mi s-a părut misiunea? Per total, dacă ți-a plăcut sau tot story arcul ăsta. Da, mă revin la ceea ce am spus și în episodul trecut din sezonul 4. Aici puteau să facă o altă poveste, puteau să facă un alt serial despre ceea ce s-a întâmplat. Un spin-off, să zicem. Da, așa. Un spin-off. Stranger Things 2.0 pierduți în Rusia. Da. E interesant finalul, cum reușește să se întoarcă și să se regăsească, că este acea poveste de dragoste. Aici întâlnim povestea de dragoste mult așteptată între Joyce și Hopper. Mm-hmm. Pentru tine era mult așteptat. Era cumva de bănuit. Pentru mine abia așteptam să se termine subiectul ăsta. Era cumva de așteptat că asta se va întâmpla. Care este, asta e off topic, care este relația ta preferată, pe scurt? Dintre două personaje? Din toate personaje. Cuplul tău preferat din Stranger Things. Și așa am vorbit data trecută despre She-Hulk și gagii ei. Te întreb și acum pe tine legat de subiectul ăsta. Care este relația ta preferată? Mă refer de... Înțelegi ce zic. Cuplul tău preferat. Sau poate cine mi-ar fi plăcut să... Ok. Sau așa. Da, nu știu, relația care mi s-ar fi părut mie cea mai interesantă din tot sezonul și a fost așa destul de interesant prezentată, este vorba de mama lui Nancy și de Billy. Pe la piscină ea se tot uita după el. Asta ar fi fost o relație foarte interesantă. Să înțeleg că ție îți plac relațiile acestea dintre fete mult mai în vârstă, să spun așa, și băieți tineri și musculoși.
Ți se par interesante acest gen de relații? E un fel de... poate e mai intens, așa. Este mai intens, nu-i așa? So? Mrs. Robinson, you're trying to seduce me. Sunt convins că este intens pentru ambele persoane și o experiență unică, cel puțin pentru Billy ar fi fost o experiență, sau nu, că Billy cred că e obișnuit. Cred că pentru mama, care îmi scapă numele mama acum, lui Nancy, dar Carla Buono o cheamă. Oricum, pe ea. Oricum, actrița este foarte sexy. Băi, o cheamă Buono, mi se pare normal. Linda Bueno. Carla Buono arată foarte bine. Arată foarte bine, așa este și într-adevăr ar fi mers, dar ea a fost foarte inteligentă și a rămas cu acel domn care este mai boring ca, mă rog, ăsta, vopseaua care se usucă pe perete. Da, e ok. E ok. Acum revenind la plotul din Rusia, spune-mi dacă ți s-a părut interesant overall sau... Ok, am înțeles că ai așteptat momentul lor de cuplare, dar nu știu, povestea în sine, sau crezi că, așa cum ai spus tu, ar fi trebuit, nu știu, poate într-un spin-off sau poate deloc pusă? E o a treia poveste care pur și simplu cred că putea exista independent de tot serialul. Putea să fie scoasă? Sau putea doar să fie menționată într-un episod? Da, aș fi făcut trimitere într-un episod și atât. Da, sunt total de pentru acord că... cu tine. Practic, reiau toată povestea cu personajele negative. Am uitat cum se numea acel monstruleț. Demogorgon? Da, Demogorgon, mm-hmm. Că acolo apare. Și așa, povestea în sine cu acel penitenciar. Mm-hmm. Nu. Sunt de acord cu tine. Sunt de acord cu tine. Nici eu nu pot să spun că m-a încântat prea mult povestea asta, dar au fost niște elemente care mi-au plăcut, că știi, îmi place să văd frumosul în orice. Mi s-a părut că l-au dezvoltat foarte mișto pe Murray. Mi se pare că Murray a fost personajul care a ieșit cel mai mult în evidență din povestea asta. Mi-a plăcut foarte mult și faptul că David Harbour, actorul, el practic a devenit un supereroe. Harbour. Da, David Harbour este actorul, știu, așa, știu. Harbour. A devenit practic un supereroe în acest, da, în acest sezon și probabil că se pregătește pentru rolul lui de Superman. Captain Russia în Marvel sau... Nu, serios, chiar așa este. Joacă pe unul care e un fel de Capitanul America, dar din Rusia. Am înțeles. Dar nu, să... Ironia sorții. Nu în sezonul 5 din Stranger Things. Dar nu în sezonul 5 din Stranger Things, corect. Și mi-a mai plăcut și bătălia de final cu Demogorgonul. Chiar dacă l-am mai văzut pe personaj, na, e mereu o plăcere să văd o creatură cu cap de floare și mi-a plăcut cum l-a secerat Harper cu acea sabie care era a lui Conan, barbarul, habar n-am cum a apărut acolo, de ce există o sabie într-un penitenciar și mai ales una medievală, nu vom ști niciodată, dar mi-a plăcut cum l-a secerat, a fost foarte satisfying, ca să zic așa. Then the hell with you! Da. Ți-a plăcut ținintele mișto? Ba da. Și bătălia finală, hai că aia a fost mișto. Asta au fost părțile bune, dar altfel, așa cum ai spus și tu, plotul ăsta cred că ar fi putut fi rezolvat într-un episod și asta a fost. Următoarea ta întrebare. Crezi că Eddie putea să trăiască după momentul lui epic, ăla când cântă la chitară și se adună tot lidieci în jurul lui? Și cum ți s-a părut story arc-ul lui? Din punctul meu de vedere, cred că finalul pe care l-a avut este unul mult mai triumfător decât dacă ar mai fi reușit să supraviețuiască. O, serios? Eu sunt... Da. Da, el moare ca un erou. El asta simbolizează. Este un sacrificiu, se sacrifică pentru a-și ajuta prietenii. Înțelege tot ceea ce se întâmplă, deși poate inițial în sezon... nu a crezut că există aceste personaje negative și decide să se alăture acestui grup, uh-huh, făcând parte din el și sacrificându-se pentru ei. Uh-huh. Dar poți să-mi spui și de ce crezi că a făcut asta? De ce a ales să se sacrifice pentru ei? Nu spun întrebarea asta așa aleator, motivația lui este cumva prezentată în primul episod când se joacă D&D și la un moment dat dă cu zarul. Și el spune că în fața unui monstru, ceea ce se și urmează să se întâmple în serial, el spune că cel mai important este să fugi pentru că lașii sunt sănătoși mereu și că vor rămâne în viață. Și pe parcursul sezonului nu face altceva decât să fugă. Până când în ultimul episod decide să nu mai fie un laș și să îl salveze pe Dustin. Ideea în sine a fost foarte bună.
dar execuția nu mi-a plăcut. Ca de altfel, cam tot sezonul ăsta a fost asta ca fiind o problemă, pentru că sunt foarte multe idei bune, dar execuția lor nu este grozavă. Pentru că dacă ți-aduce aminte cum a murit el, putea să fie salvat. Putea să fie scos putea de acolo. Putea să fie salvat, dar nu mai cântărea atât de mult serialul. Așa este. Eu nu spun că moartea lui nu a fost bună. Eu spun doar că nu a fost executată cum trebuie. Adică este, asta mi-aduce aminte de tot subiectul cu Titanic, când putea sau nu femeia aia să îi țină Rose să îi facă loc lui Leonardo DiCaprio. Adică, are you sure there's not enough room on that drift for me? No, I wish there was, but I'm just a little cramped. Genul ăla de moarte în care, da, ok, ai murit, dar cred că puteai să trăiești, adică după chestia, că chiar putea să vină cineva și să te salveze de acolo, știi? Adică a fost un sacrificiu care a fost mai mult forțat, știi? Poate dacă ar fi murit un pic mai epic, să zic așa, poate, sau mai real, sau mai, știți? Da, înțeleg. Ar fi fost ok. Bun. Georgi, ce părere ai de triunghiul amoros Jonathan, Nancy și Steve? Preună la bine și la greu. Știu ce să spun. Ce înseamnă asta? Nancy e un pic nehotărât, așa. Păi despre asta vorbesc. Dacă ți se pare interesant acest triunghi amoros, sau dacă are vreo relevanță, sau dacă ți-a plăcut, nu ți-a plăcut, ți s-a părut important ceva? Cu ajută pe ea să se dezvolte ca om. Uh-huh. Să descopere ca femeie indecisă. Ceea ce îi place. Uh-huh. Bine, dar stai puțin. Cum a fost introdusă și partea cu Will, da, care este gay. Da. Posibil gay. Care este atras de bărbați. Nu neapărat că e gay, poate e mai atras de bărbați decât de femei. Ok, George. Mă lovești cu politically correctul. Ok. Și partea asta cu triunghiul amoros există în realitate. Deci ei trei pot funcționa foarte bine împreună. Nu trebuie să aleagă. Dacă ei trei se înțeleg bine, poate să fie toți trei fericiți. Georgi, ești conștientă de faptul că ăsta este un serial în care... Da, este introdus un alt element. Dar ideea este că nu s-a discutat niciodată până acum despre faptul că ar putea să facă un menaj a trois. Adică eu vorbesc despre faptul că Nancy va trebui să aleagă dintre cele două persoane. Cele două persoane sub nicio formă, în niciun univers, în nicio realitate nu vor spune da, ok, hai să fim toți împreună. Asta s-a întâmplat o singură dată în spotul ăla publicitar despre Stranger Things și aia... făcută la catering. Cu revelionul, da, când se sărută... Eu nu pot să cred că tu îți bazezi răspunsul pe evenimentul ăla, care nu a fost în serial. Nu bazezi răspunsul pe acel eveniment, ci pur și simplu am stat să mă gândesc dacă s-ar putea întâmpla asta. Deci tu consideri că răspunsul tău este de a nu alege pe niciunul și de fapt să ia pe ambii. Da. Ok. Dacă tu spui, nu știu ce să răspund la asta, decât... Diferența între cei doi este că Jonathan cred că o iubește mai mult, adică are sentimente față de ea mult mai profunde și aici e posibil că dacă Nancy spune, uite, știi, eu te plac și pe tine, îl plac și pe celălalt care îmi spune despre faptul că vrea să-și întemeieze o familie clasică și pare că este foarte tradiționalist, el o să fie de acord de asta. Mai degrabă a renunțat. Jonathan a renunțat la ea pentru... A renunțat pentru fericirea lui. Adică, știi ceva, Nancy, eu te iubesc, dar eu voi renunța. Ia-l pe ăla, nu vreau să lupt pentru tine, sunt obosit, vreau să stau cu prietenul meu, Argyle, să fumez, du-te liniștită și lasă-mă în pace. Nu, dar dacă ea ar fi fericită cu celălalt, ar lăsa-o, pentru că asta înseamnă să iubești pe cineva cu adevărat. Da, corect, numai că nu s-a stabilit niciunde în acest serial că l-ar iubi mai mult pe el, asta e ideea. Asta este toată definiția unui triunghi amoros. Da, înțeleg care este definiția triunghiului amoros. Da. Deci nu prea ar avea cum să funcționeze. Ideea este că triunghiul ăsta amoros în sine nu e rău. Pentru că cumva îi ține pe, de fapt cumva, chiar îi ține pe spectator, știi, cu cine o să fie cu ăla. Dar nu merge ca și dezvoltarea personajelor sau ca și poveste overall. Mi se pare că cumva scriitorii ăștia, când încep un nou sezon, uită chestii din vechile sezoane. Ideea este că
Relația asta Jonathan cu Nancy a fost construită în timp, da? Corect? Da. Și oamenii ăștia au trecut prin niște întâmplări împreună și s-au sudat ca în primul rând ca o echipă și după aia ca și iubiți. Și ăsta a fost tot story arc-ul lor. Acum mie mi se pare o, nu știu cum să spun, o tentativă, chestia asta înregistrează, da? Ok. Mi se pare o tentativă de a capta din nou atenția spectatorilor cu aceste drame, știi, telenovele din astea inserate cu forța, pentru că, uite, Steve, de exemplu, el a evoluat foarte mult ca personaj și a înțeles niște lucruri despre el și a avut sentimente față de alte femei și tot timpul se strofoacă să găsească femeia perfectă. Nici când nu s-a uitat la Nancy sau nu a suspinat după Nancy prin toate sezoanele astea. Pur și simplu m-am trezit în sezonul 5 cu el, hopa, mie îmi place de asta, am realizat peste noapte, mulțumesc. Probabil că a descoperit-o mai bine, a descoperit-o mai bine în timp ce a stat aproape total separat de ea timp de 3 sezoane. Nu, a descoperit-o mai bine în acest sezon. În acest sezon a descoperit-o mai bine. Da, a văzut că este curajoasă, că... A văzut-o că e singură, George, asta a fost chestia. Nu l-a mai văzut în perimetru pe prietenul ei și a zis, este un moment perfect să intru la acțiune. Și atunci când a apărut prietenul în peisaj a fost puțin dezamăgit. Puțin. Acolo. Dar înțeleg ce vrei să zici. Este ok răspunsul tău. Și cred că este cel mai politically correct LGBTQ chestie pe care ai putut să o spui în acest episod. Dar e foarte bine. Până la urmă, de asta avem acest podcast și de asta am luat-o pe George cu mine. Pentru că suntem complet opuși și mi se pare foarte funny ce răspunsuri pot să iasă. Ești pregătită pentru următoarea întrebare. Sigur că ești da. Ești pregătită pentru toate. Bravo. Cred că asta o să-ți placă. Păreri la general despre actorii care au excelat cel mai mult sezonul acesta și așa cum am stabilit înainte de a înregistra treaba asta, considerăm că cei mai buni actori după noi au fost, cele mai bune personaje au fost Max și cu Vecna. Da, păreri despre Max și despre Vecna? Da, da, la general. Dacă... Max ce ți-a plăcut cel mai mult? Ce ți-a plăcut cel mai mult acești doi actori? La aceste două personaje, pardon. Că la actor știu deja ce-ți place, cum arată. Max a evoluat foarte bine ca și personaj. Este... scuze. Dar îmi imaginez cum ești un selecționer de fotbal și vorbești pe jucător. Max a evoluat foarte bine în acest meci. Da, mi se pare că lovește foarte bine. Lovești, da. E împotriva viitorului. Nu. Nu știu ce spui tu, de că ai niște cuvinte de... Max a dezvoltat foarte bine ca și personaj. A reușit să-și prezinte foarte bine vulnerabilitățile, să-și dea seama ce-și dorește, să-și dea seama că îi pare rău, că fratele ei nu mai este, în ciuda faptului în care acesta era destul de rău cu ea, adică nu era cel mai bun frate din lume. Nu, dar aici ai punctat foarte bine. Îmi place foarte mult exact asta, că iubirea frățească, oricât de multe rele i-a făcut în viața asta, Billy va fi mereu fratele ei și indiferent ce a făcut, mereu să-l iubească. Și asta este iubire frățească de care spun exact, eu. Exact, da. Și foarte importantă. Și la fel e hotărâtă să se sacrifice, să intre în jocul ăsta cu Vecna, să-l ademenească. E conștientă de faptul că prima oară a fost salvată de prietenii ei, dar a doua oară este posibil să nu mai fie salvată. Da, corect, și asta este adevărat. Asta ți-a plăcut. E foarte, foarte curajoasă, adică dintre toate personajele mi se pare cel mai curajos personaj. George, pentru prima dată o să zic că nu am nicio completare la treaba asta, ai zis-o foarte bine. Deci aici chiar nu am ce să mai... Într-adevăr, fix din acest motiv îmi place și mie ideea. Te rog, spune-mi despre Vecna acum, rapid, da, dacă se poate. Cum am spus, sezonul ăsta reușește să vină fix în continuarea primului sezon și să ne prezinte un pic povestea lui Vecna, de când era el mic, cu familia lui, cum au locuit, cum s-au mutat, ce s-a întâmplat cu ei. Mm-hmm. Îi vedem practic per total, analizând toate sezoanele, evoluția ca și personaj, cum a reușit să capete din ce în ce mai multă putere. Și finalul este unul care te ține în suspans, pentru că el, deși a fost înfrânt, să spunem,
înfrânt. Înfrânt este, între ghilimele. Este slăbit, să spunem. E înfrânt. Nu e mort, dar e înfrânt. Cred că sezonul 5 va fi unul foarte interesant în ceea ce îl privește pe Vecna și pe personajele noastre din serial. Am înțeles. Da, mie mi-a plăcut de el prin vocea pe care a adus-o. Am înțeles că e și cântăreț, asta mi-a plăcut. Da. Foarte înfricoșător, foarte mișto și mi-au plăcut și anumite scene cu el când este în versiunea lui normală și are acele reacții de durere. Să o convingă pe Eleven. Da, 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 da. Mi se pare că ca joacă, și rol de psihopat este foarte, foarte bun. Foarte bine, e un bun psihopat. Foarte bun. Ok, George, hai că am ajuns la final. Sper că n-a fost plictisitor, am încercat să-l păstrez cât se poate de entertaining, dar până la urmă vorbim despre Stranger Things, așa că facem și noi ce putem. George, spune-mi, te rog frumos, cum crezi că se va termina Stranger Things? Adică cum va fi sezonul 6, pe scurt? Sezonul 5, că este... Am fost sezonul 4, acum urmează sezonul 5. Sezonul 4 a fost ăsta? Da. Păi și ți-am zis mai adineaure că era sezonul 5 și mai aprobat. Nu, am spus că este sezonul 4. Ok. Atunci cum crezi că va fi sezonul 5? Am câteva teorii referitoare la ultimul sezon din acest serial, pentru că va fi ultimul. Da, va fi ultimul. Prima ar fi că Eleven se va sacrifica pentru a reuși să salveze prietenii și salveze lumea, să spunem între ghilimele, salveze comunitatea în care trăiește. Și comunitatea LGBTQ. Nu știu, salvează pe toată lumea și la LGBTQ chestii. Și pe ceilalți. Așa. A doua teorie este cea prin care sora ei, 8, care a dispărut... Ești foarte încrezătoare în tine, eu nu cred că o să mai apară vreodată. Eu cred că o să apară. Este o teorie conform cărea, deși nu a apărut în sezonul 4, sora lui Eleven, 8, va apărea în sezonul 5 și o va ajuta pe Eleven tot așa să lupte împotriva lui Vecna și să... Interesant. Să se reușească să-l înfrângă. Și o altă teorie este cea prin care Eleven se va întoarce în trecut și va încerca să-și îndrepte toate greșelile pe care le-a făcut. Wow, George, o dai SF-ul de tot? Adică ai dat rău de tot cu SF-ul? Adică până în punctul ăsta vorbim despre niște puteri la nivel de profesor Xavier, dar tu deja ai dat-o la călătorit în timp, adică deja ai trecut la... Da, dar Eleven are posibilitatea să călătorească în timp. Adică am văzut asta de-a lungul tuturor episoadelor și al sezonelor. Ca să fac o referință la X-Men, este practic Wolverine amestecat cu Nightcrawler. Se teleportează și în același timp se teleportează și în timp. I'll be right back. We're definitely naming our kids Share. Da, da, călătorește în timp și își repară greșelile, astfel încât Vecna să nu mai existe, adică să nu mai fi fost nevoie să deschidă portalul și să-l închidă. Și asta e, din punctul meu de vedere, asta pare cea mai... Mi se pare că devenim prea mult Avengers Endgame, pentru că asta se întâmplă în Avengers. Păi da, dar este... Dar nu este Avengers, este Stranger Things, Avengers Reloaded. E posibil să Este posibil. Sau cred că s-ar inspira destul de mult. Deci ca să facem o sumarizare, tu crezi că ai trei variante. Una că și cea mai realizabilă, să zic așa, anume că Eleven se va sacrifica. Da. A doua că o va fi ajutată de către sora ei, 8. Da. Și îl va înfrânge pe vechi. Dar va muri sau nu la final dacă apare sora ei? Nu va muri atunci. Nu vor muri. Ok, perfect. Și atunci e posibil să se creeze un alt triunghi amoros. Vom avea două triunghiuri amoroase. Ele două și încă cineva. Așa. Nu, mă refer că va fi Eleven cu Mike și cu Will. Această plăcintă, acest compot de toate. Ok, în regulă. Nu mai zic nimic pentru că nu vreau să rămân fără subscriberi. Și ultima variantă ta este că ea va călători în timp, se va teleporta în timp și va schimba totul și va crea un nou timeline. Da. Adică Days of Future Past sau Avengers Endgame. Da. Okay. Tu ce părere ai? Tu ce teorie? Deci eu am o singură teorie și aș vrea să spun de la început că eu cred că acest serial se va termina într-o notă pozitivă. Finalul va fi unul pozitiv pentru că Stranger Things, așa cum și scriitorii au spus de mai multe ori, este... Nu este un horror dark, este un horror light cu câteva mici elemente amuzante și în general arată despre, nu știu, copilărie sau inocența
vremurilor trecute, despre a descoperi lucruri, despre a te descoperi pe tine. Cam despre asta e vorba, corect? Da. Bun, perfect. Mă bucur, de acord cu mine. Bun, deci teoria mea are la bază mai multe elemente, sau mai bine zis două elemente. Pregătiți-vă, fiți atenți, poate sunt un geniu, poate nu, vom vedea. Ideea este în următorul fel. Pe parcursul acestui sezon apar tot felul de referințe, de la tot felul de filme, cărți, alte nebunii SF din anii 80, din cultura pop din America, corect? Corect. Da. Dar printre astea, foarte mult este adus în discuție sau foarte multe referiri sunt despre poveștile lui Stephen King, despre Stephen King în general și despre X-Men. Ei sunt ca niște X-Men, prima dată, în primul episod, unul dintre băieții cere numărul, un anumit număr din X-Men, care se numește, este un număr despre Phoenix, este o persoană care vine cu puteri, așa, nu contează, dar totul are legătură. Și un alt element X-Men, faptul că Hellfire Club este același nume cu grupul din X-Men Hellfire, este fix aceeași chestie, tot cu o persoană care controlează, așa înțeles ideea. Da. Deci, luând toate astea în calcul, eu o să spun așa, eu cred că Eleven se va sacrifica. Deci am spus și eu. Da, corect. Și spun asta pentru că probabil vor urmări plotul din Dark Phoenix saga, din X-Men, în care această entitate Jean se sacrifică pentru a opri răul și a fi toată lumea ok. Și asta o să-l supere foarte rău pe... Asta l-a supărat foarte rău pe Cyclops și în cazul ăsta va fi Mike. Dar nu-i nimica pentru că va veni Will lângă el să-l consoleze. Și cred că tot drumul până în punctul ăla va fi luat din cartea lui Stephen King The Dark Tower, prin care Eleven va fi, pentru cei care au citit Dark Tower, mi se pare că Eleven va fi pistolarul, iar Vecna va fi The Man in Black. Pentru că mi se pare că relația lor seamănă foarte mult cu relația dintre Vecna și Eleven și da, mai cred că este un alt personaj negativ și cu asta termen, exact cum este în Dark Tower-ul lui Stephen King și anume de Crimson King. Așa cred și aici că este o entitate care este cumva deasupra tuturor și cred că cum în Dark Tower este acest turn întunecat dintr-un realm special care este cumva nexusul la mai multe realități, cred că așa este și Upside Down în Stranger Things. Cred că asta va fi revelația ultimului sezon, și anume că în acest Upside Down de fapt sunt mai multe momente din timp din Hawkins și poate din întreaga lume, probabil că așa cum ai spus tu vor putea să vadă în timp să călătorească, nu știu, e posibil, dar cred că acestea vor fi elementele care vor fi luate în vedere și că este o entitate mai puternică ca Vecna, care exact așa cum ți-am spus este varianta lui Crimson King din romanul Dark Tower al lui Stephen King. Ți se pare asta ca fiind ceva palpabil? O să vedem. Da, ți se pare interesantă logica mea? Da, dar o să vedem ce vor regizorii să facă. Perfect. If there's a steady paycheck in it, I'll believe anything you say. Da, cu asta am încheiat pentru că deja s-a făcut timpul. Georgie, mă bucur mult că ai luat parte la discuția asta. Ce vă rog pe voi? Dacă aveți teoriile voastre despre cum o să se termine sezonul, despre cum o să se termine sezonul 5, da? Stranger și Things. Și cum va fi și sezonul cum va 5. Fi, da? Vă încurajez să scrieți în secțiunea de comentarii. Dacă aveți întrebări sau orice altceva, la fel vă încurajez. Spuneți în comentarii pentru că, în primul rând, că mă ajută pe mine la algoritm și, pe lângă asta, îmi place să discut cu voi. Sunt mereu deschis la orice topic science fiction, geeky, nerdy. Suntem deschiși la aproape orice. Nu la fel de deschiși ca triunghiul amoros, dar ați înțeles ideea. Și, la fel, dacă v-a plăcut conținutul ăsta, un like și un subscribe este bine meritat pentru că mă ajută pe mine, așa cum v-am zis, să fiu expus și să și crească canalul. Dar numai și numai dacă vă place conținutul pe care îl produc, altfel nu vă oblig să faceți nimica, it's all good. Georgie, mai ai și tu ceva de spus pe final? Mulțumesc tuturor persoanelor care ne urmăresc și chiar sunt curioasă dacă au idei și propuneri pentru sezonul 5 din Stranger Things, cum se va desfășura. Să știi că poți răspunde și tu pe cont pentru că ai și tu acces la el.
Da. E pentru mine când îți spun, dar îți spun ca să știi. Poți. Da. Așa. Sper că v-a plăcut discuția pe care am avut-o. Cu mine o să vă vedeți într-un nou episod tot video. V-am pregătit ceva frumos. Iar cu Georgiana o să ne reauzim în formatul clasic audio, pentru că, mă rog, asta am vrut să fie așa o chestie mai specială. Și dacă vă mai considera că va mai fi cazul, vă mai face și video. Sau, mă rog, dacă vă place formatul ăsta video și vreți să rămână în continuare așa, la fel, scrieți în secțiunea de comentarii.